echipa unui serial. Este posibil să am un rol? Nu cred, mă. Ne urcăm în private jet la propriu și plecăm în altă țară să filmăm mare clip. 7000 de steluțe. Cum eram și cum suntem, Jonuțule? Afai, nu cred. Ia uite că m-am enervat și am și luat-o. Uite și tu, bă, draca. Îți cu lapte, îți cu vlog, îți cu bună dimineața. Trezirea. Îți cu bună dimineața pe vechi, fraților. Ah, și îmi dau seama că m-am dat jos din mașină și n-am aprins steluanțele pentru că am avut un portbagaj plin de la Ikea zilele trecute care mi-a stins steluanțele. Îți cu bună dimineața pe vechi. Din geleuț, bă, fraților, am fost ieri cu Lambo la recuperare. Deci ce diferență de confort și de liniște de la una la alta. Bine, nu poți să compari totuși că ai decapotabil, nu vorbim de liniște. Bă, dar confortul, fraților, treci cu tancul ăsta peste canalizări și peste ieșire de tramvai de nari. Nicio treabă. Ciocănim către echipa unui serial. Nu o să vă spunem mai multe pentru că îmi place să lăsăm așa un pic de coadă de pește. Am avut o discuție telefonică ieri. Este posibil să am un rol episodic, nu foarte mare, pentru că timpul nu mi-ar permite să mă pot integra într-un serial acum într-un rol principal. Însă este vorba despre un rol episodic. Mi-a surâs ideea, mi s-a părut funny și personajul ce mi-a fost propus, Jonuțule. Așadar, astăzi renunțăm din păcate la recuperare și mergem, este 10:20 și 5, către studiourile unde vom purta discuția, după care avem o căruță de treabă, Jonuțule. Avem de luat o grămadă de lucruri, dar veți vedea pe parcursul daily vlogului, pentru că odată cu revenirea la prezent a casei, vreau să revină și echipamentul de filmare și mașinile și tot, într-un final și Viva s-a terminat tot ce are de făcut și pentru Lambo și pentru GLE, pernă, cheluțu, gentuțe Lambo pentru scule, Jonuțule. Avem de cumpărat și un capac pentru cameră, pentru că l-am pierdut în UK, și o baterie nouă, Jonuțule, da, din gama Aventuri cu Popa. Așadar, stay tuned, începem daily vlogulescu în blană. Să te ferească, Jack, sare tare, am cum să nu filmez asta de când n-am mai văzut un lift din ăsta de la bunica. Suntem într-un spre discuția despre serial, fraților. Și nu aveam cum să nu filmez, de ce? Pentru că treaba la etajul 6, am intrat panicat în unde e 6? 0, gen? Mamă, cum s-a simțit? Uite cu din aia. Băi, fraților, ce crezi, mă? Deci ăsta e de la, dacă trag, se blochează, nu? Nu cred, mă, ca pe... Hai să vă arăt o șmecherie, fiți atenți. Unde, mă? Ăsta-i, nu? Dacă apăs aici, îți Jonule, nu merge, mă. Cum ar fi să rămân blocat în lift? N-am rămas, mă. Wow. Pe vremuri, dacă ți-ai apăsat acolo sau acolo, puteai să mergi fără uși, cu ușile deschise, dar nu mai merge. Un om pe care îl stimez maxim, un om de nota 20 și un actor de nota 90, fraților. Mi-am gândit dinainte cu vitre, trebuie să fiu sincer, Denis, un băiat pe care l-am cunoscut pe platourile filmărilor Sacrificiului. Da. Corect. Băi, un băiat de nota 600, ce să vă spun, urmăriți-l pe toate platformele de socializare. Eu am dat astăzi o probă alături de el și m-am simțit extraordinar. Mă înclin în fața ta. Ai, Doamne, nu! Nu glumești, nu e nimic ăsta. Bate multă, bate multă și Doamne ajută. Te pup și ție faptă în toate, respect. Bă, prea om, prea om, revenim. Bum. Ia uitați-vă, bă, fraților, aici. Ce frumusețe de expoziție fiecare cu canalul celuilalt, Jonuțule. Am terminat ședința pentru videoclipul celei mai noi piese pe care o vom lansa, Jonuțule. Am onoarea să-l am încă o dată pe The Voice, pe una dintre piesele mele. Le-am zis, mă, cum se numește? Parcă la un moment dat le-am zis. Da, am zis. V-am zis, da, cum se numește, da. Deci, dacă v-am zis, înseamnă că știți și ar trebui să știți, Jonuțule. Dacă nu v-ați prins sau dacă v-ați prins, vă rugăm frumos să scrieți la comentarii. Noi am terminat ședința, suntem extrem de fericiți. Putem să vă mai vindem, cred că, un secret. Videoclipul nu se va filma în țară, Jonuțule. Vrem să facem ceva excepțional, ceva ieșit din comun. Așadar, ne urcăm în private jet la propriu și plecăm în altă țară să filmăm mare clip, Jonuțule. Revenim imediat. Hă-ți, Jonuțule, să înțepenească Jacksonica, dacă n-am cumpărat, cred că, toate boxele astea portabile, dar ultima pe care am avut-o, am dat-o cadou băieților la spălătorie, pentru că s-au rugat de mine. Și acum avem mai multe variante aici, înțeleg că ăsta este Charge 5, ăsta e Charge 4, ăsta e Charge 5, Jonuțule, și că ăsta ar fi gen varianta mai bunicică. Am întrebat dacă există și pe altă culoare, pentru că n-aș vrea o dimensiune mai mare, îmi trebuie pentru concerte. M-am tot plictisit la ultimele concerte când mă aranjam și am zis, bă, data viitoare când plec trebuie să-mi iau o boxuliță. Gata, am luat-o pe asta roșie cu mie și decolăm direct către
vivasii. Ia uzi-o, Gioruțule, pe Cori, ce pleașcă a dat. Spuneți la comentarii, vă rog frumos, de ce părere sunteți. A văzut într-adevăr aceste superbități de 7000 de steluțe de la Vivați, dar 7000 de crești eu. Nici nu vreau să știu cine a stat să înțepe 7000 de găuri să moară cea în sala. Uitați-vă cum arată vortexul ăsta, uitați-vă cum sunt pe mai multe culori, probabil că sunt module diferite. Și Cori zice, nu ne dai nouă duba asta la care eu am zis, nu, eu nu vreau, Gioruțule, pentru că scaunele noastre Maybach nu se compară, este superbă și asta la interior, nu mă înțeleg. Înțelegeți greșit? Văd că are și răcire și încălzire în scaun, dar varianta aia care se extinde la picioare și alte chestiuțe, Gionuțule, este next level. Dar foarte frumoasă și această dubiță, iar steloanțele noastre by Vivacy n-au cum să ne dezamăgească niciodată. Doamne, cât de frumoasă este mâncaua tata. Suntem aici pentru că în sfârșit sunt gata chestiuțele noastre superbe, Gionuțule. Deci fiți atenți, fratele vostru, o să vă fac așa, before and after, ca să vedeți și voi cum eram și cum suntem, Gionuțule. Una bucată, nu zic că ar fi, Doamne, frește, nu suntem aici să dăm cu pietre, dar plasticuțul ăsta, hâț, Gionule Țacapaca, a venit fratilii vostru cu pielicioaică, cu broderie, cu din ăsta negru, cu tot ce trebuie. Ariciu arici la locul lui, să nu cumva să credeți că tovarășul Vivacy ne dezamăgește. Vă dau cuvântul meu de onoare că imediat ce voi ajunge acasă, voi face o poză portbagajului deschis de la Lamborghini cu toate astea montate, să vedeți cum se va vedea și cu geanta și cu tot. Asta este partea cealaltă, Gionuțule, iar la piste de resistance, pentru că fratele nostru Cheluțu este cel puțin fratele nostru, dacă nu cumva șeful nostru, Gionuțule, beneficiază de niște perne noi în gele, Alcantara portocalie, după cum am cerut, Gionuțule. Acum a început să ne placă să brodăm chestii de când cu duboanța, Gionuțule. Așa că m-a întrebat Bogdan când am ajuns aici, ci că una sau două. Ce-i pe spate? Vai, nu cred. Vai, cât de tare e. Nu înțelegeam, zăpăciții ăștia se uitau la mine și făceau și nu înțelegeam. Vai, cât de... Deci mi s-a făcut pielea de găină, nu pot să cred. Și îți dai seama că o să ținem una așa și una așa, da? Deci uitați-vă ce are cheluțul al nostru în mașină, dragă mai nou, ca să stea băiatul pufos. Uite-l, mă. Ia uite, mă, ce ți-a făcut Bogdan. Ia uite ce ți-a făcut Bogdan. Hă? Stilul lui, bosule, da, ne-am obișnuit cu el. Și când vii acasă după 3-4 zile plecat pe la concerte în afara țării unde nu poate să vină și te aștepți, mamă, când o să ajung acasă o să sară cheluțul pe mine exact ca Dino în familia Flintstones. Ce crezi? De fiată când ajung acasă, ba, se duce să-l miroasă pe Eddie care-i cu bagajele, ba, pe Răzvănel în cazul în care suntem cu Duba, pe orice altceva ar face, dar numai la mine să fie dragostea aia superbă n-ar veni. Ne-am obișnuit, nu e o problemă, Gionuțule. Hai să montăm pernițele. Ia vedeți, stimați frați, portbagaj de pasionat și asortat, Gionuțule, Țacapaca, iar aviz amatorilor, Gionuțule, dacă vreți că pe cel original 80 de lei. Bă, 80 de lei, bă, nebunia asta. Există și la 10 lei, într-adevăr, ia scrie pe spate pentru veridicitate. Există și aftermarket, care e vreo 10-15 lei, dar dacă tot există Sony, zic like, what the fuck eu? Iar aici este la piste de resistance. Una bucată baterie, Gionuțule, de A74, 480 de lei. Dar la fel originală, pentru că am încercat să utilizăm baterii care nu sunt originale pe cameră și ce credeți, Gionuțule? Nu îți arată procent. Mama, abia aștept să băgăm astea în portbagajez cu auto și pe aia mică am scos-o. Gata! Hai mai departe! Să înțepenească jacksoneta dacă vă doriți centuri de siguranță. Cred că are Vivacy centură de siguranță de aici până la Constanța și înapoi. Gionuțule, ce frumos este albastru ăsta. Am crezut că e de M. Iar din spate nu mi s-a răspuns în cuvinte. Mi s-a adus direct centura de M ca să înțeleg că aia nu e de M. Gen, Gionule, vezi că ai greșit adresa. Și uitându-mă așa dintr-una într-alta, că m-am și enervat. Ia dă-mi tu mie asta, mă, casa aia mea. Ăsta e prototipul meu, nu? Păi și ce stai aici? Ia uite că m-am enervat și am și luat-o, Gionuțule. Asta e varianta care e din piele ecologică, nu e din piele naturală, dar mi se pare foarte frumoasă. Și ce credeți? Acum puteți să vă faceți și o idee. Pam, pam. Ia vedeți că poate... Ia uite, Țacapaca. Hai să nu luăm și centura, că n-avem ce face mai departe. Băi, fraților, să mă ierte Dumnezeu pe mine, dar Cori a intrat un pic la Horn Băhulescu să-și caute niște piatră albă și stăteam așa cât așteptam niște mâncărică și o admiram pe grăsuna asta mică cu care mergem mai rar. Bă, fraților, dacă nu m-a hulit lumea, dacă nu mi-a zis toată lumea, domne, ce-i cu jantele astea? Și acum tot aceiași oameni îmi spun, bă, dar cum arată jantele astea pe mașină? Domne, când le-am văzut în cutinu, mi se păreau așa șmechere, dar acum parcă-s altceva, bă, fraților. Păi credeți că degeaba ori pune ăștia, mă, la Maybach, la Brabus, numai full blocks de-astea? Doamne, uite-le cum arată, nebunești? Și mai mult de atât, CNC-ule, te iubesc, mă, pentru prelungirile astea care au dat alt sens mașinii, fraților. Uite, e în sfârșit toată situația la linie, Gionuțule. Avem de făcut cu tovarășul CNC ceva și la Lambo, Gionuțule, pentru că, din păcate, nu am găsit un difuzor și vreau să fac niște extensii pentru alea de rechin de pe centru și tot așa stânga-dreapta să vedem ce reușim să proptim, pentru că uite-mă cum arată curulețul de la GLE acum, mă, fraților, mă. Doamne, nu mai
saturi de ele, bă. Cât îmi plac jucăriile astea. Mâncă-le-ar tata să le mănânce. Vă dați seama când o să vină Rolls-ul. Ce-o-mi face la nebunul ăla, mă, Jonuțule? Ia uite și tu. Uite și tu, bă, draca. A, și vă mai rog să scrieți ceva la comentarii, Jonuțule. Mai avem lipul ăla, nebun, ăla vechi, cel mai agresiv. Să-l schimbăm pe ăla, să-l punem pe ăla? A? Ia scrieți la comentarii să vă auz. Ia vedeți, frații mei, asta se mănâncă astăzi. Puiulescu la rotisorescu. Hai, Cori, hai odată. Altă viață când dai căpăcele. Mamă, ce mi-a ieșit, Jonuțule. Am terminat. Nu vreți să știți cum miroase puiul ăla în porbagaj și te apucă de cap și dă cu tine de toți pereții. M-am gândit mai bine, fraților, sunt foarte excited în ceea ce privește noile mele gentuțe de la Lamborghini, așa că nu o să ne limităm doar la o pozică. Acum mă repet direct către Gărăjescu, timp în care Cori urcă și se apucă de edit, iar eu voi face o dublă de 20, 30, 40 de secunde, cât o vrea ea, cu noul mezamplas de la Lamborghini. Băi, fraților, deci nu că radiez. Sunt în al 119-lea cer. Vă rog frumos să vă uitați voi și să-mi spuneți și mie cam cum vă arată acest mezamplas gândit de fratele Popa aici de față și creat de cel mai talentat dintre cei mai cei, domnul Vivasi. Bă, de la ce am plecat și la ce am ajuns, mă, mai țineți minte negriciunile alea urâte cu aici? Look at this. Au! Yeah! Mai mult de atât trebuie să vă mărturisesc că doar ce am închis telefonul cu tovarășul Vivasi și Lamborghini-ul va intra în renovări cât de curând, Jonuțule. Mai precis, 13 iunie este data, dată în care ne vom fi întors deja de la Custom Tuning Tour, care începe pe 9 iunie în Timișoara, fraților, dacă vreți să fiți alături de noi. Și vom fi plecat deja la filmările videoclipului piesei cu Liviu Todorescu, care vor fi în altă țară, ceea ce ne face să avem timp pentru a avea Lamborghini-ul la garaj, Jonuțule. Și avem câteva planuri și pentru gele. Dar avem atât de multe planuri că dacă m-aș întinde acum să vi le spun, aș face un story time întreg, Jonuțule, așa că o să mă opresc aici. Până una alta, nu uitați să subscribe, Dorian Popa, și aprinți cuțopelul, pentru că în fiecare zi cu surile, trâmbițe, gălăgie și cele mai nebune povești din lume și energie nebună la pachet, Jonuțule. Noi suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să follow pe Instagram Corileve, eu sunt Dorian. Follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea țineți ochiometrul pe www.dorianpopa.ro pentru că acolo surprizele se țin lanț. Să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână mirobolantă. Vreau shawarma că mi-e foame. Pune sos și multă carne și peste câțiva cartofi. Pune sos! Vreau shawarma că mi-e foame. Pune sos și multă carne, castraveți, ceapă și vă.